Salut, dragi prieteni, și bun găsit din nou la un nou videoclip. Astăzi prezentăm și noi un nou dispozitiv de ascuțire a ranțului de drujbă. Poate că unul dintre voi știți, ați mai văzut chestii de asta, dar sunt unii care sigur nu știe și care este modul de ascuțire și cum se ascute. Chestia asta se găsește la, în general, la magazine de astea specific chinezesc sau, mă rog, de la micul pădurar sau de unde am drujba așa cumpărată. Deci ea vine în principiu așa vine. Bine, n-are pila băgată în ea, asta e o pilă cumpărată de mine de 4,8. Așa, o să vă arăt și cum se montează și cum se demontează. Avem aici niște șuruburi, ca să le zic așa, astea se desfac, se desfac. Ăsta de aici și unul mai avem în celălalt, capăt în capătul acesta. Desfăceți pe astea două și se slăbește chestiile astea. Aici iese pilă și poți să o bagi la loc cum ar veni. Strângi șuruburile la loc ca să rămână pila fixă și strânsă aici pe cant. Și ce face această chestie? Îi vedem și chestia asta, mânerul. Vă arăt imediat ce face. Practic, ascuțirea lanțului de drujbă cu o pilă simplă, adică fără chestia asta, oricine poate să-l ascute, bine, mai mult sau mai puțin, dar mulți nu-l ascut drept, lanțul de drujbă, și neascuțindu-l drept, ce face? În momentul în care tai un pom sau o buturugă, nu o tai drept. Chestia asta am pățit-o și eu și probabil ați pățit-o și voi. De ce nu se taie drept? Pentru că nu este lanțul ascuțit strâmb. Asta știu și eu, mi-am povestit-o și mie niște oameni care se pricep mai bine. Și chestia asta te ajută practic să ascuți lanțul drept. De ce? Având chestiile astea, uitați și voi cum vine. Cum intră aici între dinții lanțului. Asta este un lanț Oregon. Costă aproximativ 50 de lei, bine, depinde și de unde îl cumperi. Deci se vede, da? Asta e pila. Și are distanțierile astea care nu te ajută și dai decât într-o singură formă. Eu nu o să-l ascult acum pentru că a fost deja ascuțit, dar vă arăt și vouă principiul de funcționare. Și asta practic te ajută să-l ascuți drept și uniform. Că dacă îl ascuți strâmb, nu o să-l tai lemnul drept și o să-l tai strâmb. Pentru că așa va tăia lanțul. Și ăsta este principiul de ascuțire a lanțului. Pac, 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 simplu. Cam asta e. În partea cealaltă, cum vine dintele de celălalt, dar e în partea asta. Pac. Și tot așa. Asta te ajută chestia asta să nu practic să îl ascuți drept. Se vede, da? Focalizează bine. Cam asta este șmecheria. Asta este o drujbă de la micul pădurar. Ea când vine, vine cu un lanț de la
chinezesc, dar la foarte prost. E bine, lanțurile acelea nu sunt foarte bune, sunt foarte proaste, mai ales în carne. Și nu vă recomand să vă apucați să tăiați lemne chiar foarte multe cu el. Mai bine cumpere un lanț de ăsta Oregon sau altfel. Și e mult mai bun. Pilă de 4,8, v-am spus. Vine și ea când o cumperi cu o pilă, dar e mai mică, nu știu de ce dimensiune are. Dar oricum nu e bună aia, ea e chinezărie. Trebuie să-ți cumperi tu o altă pilă, că aia ce vine ea la set nu e bun. Chestia asta costă aproximativ 15 lei. Bine, depinde și de unde o cumperi și de la ce magazin și așa mai departe. Și cam asta e videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați și voi de subscribe la canal, like. Și să vă zic, vă doresc bună.